Să se rezolve înmulțimea numerelor reale, ecuația radical de ordinul 3 din x la a 3-a plus x plus 1 egal cu x. Atenție, fiind radical de ordin impar, condițiile de existență sunt x aparținând lui R, deci nu avem condiții cum avem la radicale de ordin impar, cantitatea să fie mai mare sau egală cu 0, pentru că știm că radicalul de ordin impar dintr-un număr negativ scoate minusul afară. Ridicăm la puterea 3 și obținem x la a 3 plus x plus 1 egal cu x la a 3. X la a 3 se reduce și obținem x plus 1 egal cu 0, de unde x egal cu minus 1, soluția problemei noastre.